Comisia Parlamentară de Anchetă privind furtul secolului a stabilit planul de desfășurare a audierilor pentru timpul apropiat. Despre aceasta a anunțat pe pagina sa de pe o rețea de socializare vicepreședintele Parlamentului, șeful acestei comisii, Alexandru Slusar, precizând că aceasta își va relua activitatea prin audiere repetată a lui Anatol Arapum, care deținea funcția de ministru al finanțelor în momentul în care din 3 bănci problematice din țară au fost furați bani. Anunț că Comisia de Anchetă privind elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova a decis să audieze miercuri 21 august, orele 10, pe domnul Anatol Arapu, repetat, și pe doamna Natale Politov-Gangaș, în contextul informației obținute de la Veceslav Platon și foștii consilieri ai săi. După asta vom decide dacă îl audiem pe domnul Vlad Filat. Amintim, în ajun, reprezentanții acestei comisii parlamentare de anchetă au trimis o solicitare către Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne pentru deschiderea unor dosare penale pe numele fostului președinte al Parlamentului Adrian Candu, fostul prim-ministru Iurie Leancă, fostul șef al Băncii Naționale Dorin Drăguțanu și fostul ministru al Finanțelor Anatol Arapu. Reamintim că anume aceste persoane au fost cele care au luat decizia de a oferi garanții de stat pentru împrumuturi urgente la 3 bănci falimentare, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.